guvern de proști incompetenți și de rea credință, care numai de interesul cetățeanului nu au grijă. După cum știți, s-a vorbit despre acea reîmpărțire teritorială a României pe unități administrativ-teritoriale mult mai mari. S-a discutat și paradiscutat, aș da câteva argumente legate, pe de o parte, de prostia guvernanților, pe de altă parte, de inconvenientele pe care le-ar avea nu numai piteștenii, dar și argeșenii în general. După cum știți, în ceea ce privește justiția în orașul Pitești, dar și în județul Argeș, s-a suferit de o lipsă cronică a spațiilor, unde acest proces să se desfășoare civilizat. Iată că în ultima perioadă asistăm la investiții masive de milioane de lei în modernizarea sediului Curții de Apel și în edificarea unui nou sediu pentru Tribunalul Argeș, astfel încât toți cei implicați în procesul de justiție, de la judecători la avocați și justițiabili, sperăm ca într-un an de zile, maxim 2, justiția în sfârșit să se poată desfășura și să se poată aplica într-un mediu civilizat, într-un mediu în care să simți într-adevăr că te duci să-ți cauți dreptate. Prin noua reîmpărțire administrativ-teritorială, evident că nici justiția nu poate să fie lăsată la o parte, în forma vechilor organizări. Și atunci stăm și ne întrebăm, teoretic, cel puțin, Curtea de Apel ar trebui desființată și mutată la Ploiești, unde deja există. Lăsând la o parte faptul că ar însemna un talmeș-balmeș de dosare, ar însemna un talmeș-balmeș de... și așa termenele sunt lungi. Până s-ar muta toată justiția de la Pitești la Ploiești, împreună cu altele din alte zone, de exemplu Tribunalul Dâmbovița, cred că li s-ar lungi urechile celor care își caută dreptatea în justiție așteptând. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, milioanele de lei investite în modernizarea sediului Curții de Apel și în edificarea sediului noului tribunal ar fi bani aruncați pe apa sâmbetei, pentru că aceste spații ar rămâne fără obiectul de activitate. În altă ordine de idei, deci iată o nebunie întreagă, nebunie generată de PDL în înțelepciunea sa și în dorința sa de a se conserva, de a se eterniza la putere, dacă se poate.